Bună seara, dragi telespectatori. Am revenit în studio. Doamna Raisa Ivatenko. Pentru a continua seria de emisiuni referitoare la ultimii 30 de ani, la abuzurile, la crimele statului român. Până acum am vorbit în emisiunile anterioare despre anumite abuzuri mari, cum ar fi protocoalele, cum ar fi știrile recente referitoare la pesta porcină și alte subiecte. Dar în seara asta vrem să abordăm un subiect referitor la consecințele acestor protocoale semnate între Serviciul Român de Informații și parchete și instanțe, pentru a scoate în evidență consecințele asupra unui eventual cetățean nevinovat care nu are nicio legătură cu această luptă dusă la vârful serviciilor de informații și să încercăm să prevenim alte abuzuri și să încercăm ca cei vinovați să fie trași la răspundere. Bună seara, doamna Raisa. Bună seara. Ca exemplu, pentru a nu încălca legea și a râde de fărâma de încredere care mai are justiția în România, am ales să dăm două exemple din cazurile mele personale, cazuri când am avut de-a face cu aceste consecințe ale protocoalelor și vom scoate în evidență felul în care procurorii își fac treaba. Nu își fac treaba. Felul în care încearcă să-și facă treaba, dar este vorba despre procurori care, din punctul meu de vedere, sunt aserviți serviciilor de informații. Aveți în față, doamna Raisa, două cazuri. Da, și din start vreau să răspund telespectatorilor că până acum se tot spune în spațiu public că nu știm care sunt acoperiții SRE-ului din sistemul judiciar. Avem trei. Primul, și o să vă și explic de ce am ajuns la această concluzie, în baza documentelor pe care le avem. Procurorul Ioan Mureșan. Fostul. Procurorul Preda Andrei Bogdan. Actual. Acoperit al Serviciului Român de Informații și o să vă explic de ce. Procurorul Florea și Cristian. Florea Cristian. Exact. Și soția acestuia care este șefa DICOT în momentul de față. Minunat. Există listele publice. Listele se găsesc publicate pe net. Este vorba de 600 de procurori în prima listă, dacă nu mă înșel. Bine, din municipiul Alba Iulia este vorba și de șefa DNA. De aici, din Alba Iulia, Dănusia Boician, dacă nu cumva... Bine, da, mai este un acoperit celebru care provine din domnul județul Lazar. Alba și care este domnul procuror șef al României. Încă. Da, și acum înțeleg de ce la prima publicare a listelor domnul Lazar a fost împotrivă să se publice chiar toți acoperiții din... Păi nu trebuia să-și protejeze acoperiții de aici? Acoperiții de aici și pe el însuși. Și pe el însuși? Și el nu a ieșit în prima listă, s-a mai acordat ceva timp, dar în cele din urmă a ieșit și... Eu aștept să nu se mai acorde timp dosarului penal de la DNA pe care îl are domnul Lazar. Cel dinainte să fie investit? Cel dinainte de a fi investit. Să sperăm și care că... nu este un dosar fabricat, este un dosar de mare corupție la care domnul procuror șef al României are o mare contribuție, în sensul infracțional vorbind. Să dăm credit Ministerului Justiției și Ministrului Justiției din momentul de față că va duce lupta aceasta de, nu știu, de dezrădăcinare, să o numesc așa, acoperiților din justiție. Să sperăm că o va duce până la capăt și rezultatele vor fi pe măsură, iar efectele vor fi în favoarea cetățeanului. Prin cazurile care vi le-am prezentat, eu vreau să mă exclud din acest context. Mă dau pe mine exemplu ca să nu dăm pe alții exemplu. Nu mi-aș permis să vorbesc. Și pentru că sunt lucruri concrete, scrise negru pe alb, dar să numim semnate de procurorii respectivi. Să numim și să facem un exercițiu de imagine, să considerăm
că ar fi fost vorba de orice cetățean în cazul respectiv. Și cu siguranță foarte mulți dintre cetățenii acestei țări care au curajul de a dezvălui infracțiunile săvârșite de acest sistem mafiot pățesc așa cum ai pățit tu. Adică eu sunt convinsă și chiar așteptăm de la telespectatorii care au fost victime ale acestui sistem din toată țara să ne semnaleze cazuri identice, pentru că eu sunt convinsă și mai știu și la București 3 și mai știu și în Constanța 1 că s-a acționat identic după același mod de operare. Și acum, ca să trecem direct la subiect, telespectatorii știu în spațiu public de vreo câteva săptămâni, dacă nu chiar o lună, se vorbește despre aceste protocoale. Poate că cetățeanul simplu, cetățeanul care nu a avut de-a face cu așa ceva, nu înțelege care sunt efectele acestor protocoale, de ce s-au încheiat aceste protocoale, ca să nenorocească oameni. Asta este, a fost singurul scop al încheierii unor astfel de protocoale, că de-aia le-au și secretizat, ca noi toți, cetățenii României, să nu aflăm de ce semenilor noștri se întâmplă niște lucruri. Adică îi mai vedem pe la televizor cu cătușe, nu știm de ce, îi mai vedem că după 2-3 ani sunt eliberați de către o instanță care cât de cât dovedește judecă că este corectă, da, și nu-și asumă prostiile făcute, prostiile și infracțiunile săvârșite în tandem de către Serviciul Român de Informații, DNA, și acum ia că și DICOT-ul, pentru că de DICOT o să fie vorba în această emisiune, efectele sunt astea. Că în baza acestor protocoale, niște procurori aserviți Serviciul Român de Informații, cu siguranță și plătiți pentru lucrul ăsta, că nimeni n-ar face chestia asta pe ori frumoși. Să fim realiști. Deci niște procurori aserviți, da, lucrează, singurele dosare pe care le lucrează sunt dosarele făcute la comandă. La ordin. La ordin. Cu fel de fel de înșenări, cu fel de fel. Din păcate pentru Serviciul Român de Informații și din păcate și pentru Ministerul Public, persoanele care au semnat aceste protocoale, nu că sunt neprofesioniști. Ceea ce am acum în față este, cred, visul oricărui pamfletar, cred că ar fi fost și visul lui Ion Luca Caragiale. Pentru că ce o să vă prezint acum este atât de hazliu, este atât dincolo de dramatismul situației, că exact, că un om a fost nedreptățit, că a fost acuzat pe nedrept de niște lucruri care nu au existat în realitate, dar o să vă prezint un rechizitoriu făcut de un procuror DICOT, repet, un procuror DICOT, nu un procuror, eu știu, de la Pocreaca, de la judecătorie cu un an de experiență, de un procuror DICOT, un procuror DICOT care nu știe să identifice stupefiantele. Este stupefiant, dar nu știe să identifice stupefiantele și o spune asta în rechizitoriu. Și poate că le-a consumat și după aia a făcut rechizitoriu. După cum este scris rechizitoriu, mi-e teamă că da. Sincer, adică mi-este foarte teamă că da. Și n-a ajuns în instanță acest rechizitoriu, pentru că probabil cei de la SRI, probabil că șefii acestui domn, și-au dat seama că n-ar fi avut nicio șansă de izbândă în fața unui judecător. Oricât de corupt ar fi fost judecătorul în cauză, având pe masă așa ceva, ce am eu în mână acum, cu siguranță că ar fi dat o soluție care l-ar fi făcut de râs nu numai pe procurorul ăsta de la DICOT, tot DICOT-ul Alba. Eu nu cred că ar fi fost acceptat în instanță. Că domnul ăsta are niște șefi. Un om, un procuror, când începe să facă un dosar, da, are pe dosarul ăla pe care îl începe și semnătura șefilor ierarhici. Domnilor de la DICOT Alba, eu nu vreau să cred că în structura asta a dumneavoastră există persoane demne de workshop-urile Mame Omida sau de, nu știu, de schițele lui Caragiale. Și aș vrea ca acest domn, pe care eu să-l prezint acum, acest domn procuror, să fie demis. Și mă adresez și CSM-ului, să fie demis. Nu azi, ieri. De ce? Pentru că în afară faptului că este un participant la aceste protocoale infracționale și o dovedește din plin prin acest rechizitoriu, dar el mai este ceva. Este de o incompetență crasă, de un alfabetism profesional cras. Adică nici măcar un student în anul întâi la facultățile de drept n-ar fi putut să scrie așa ceva.
Bun. Și acum să trecem... La text. La text. Nu o să mai prezint nimic, o să vă citesc, stimați telespectatori. N-ați mai auzit, n-ați mai văzut în viața dumneavoastră așa ceva. Este unic în istoria juridică a planetei, nu a acestei țări. Noi știm că domnul Augustin Lazăr se uită la această emisiune. Domnul procuror general, mai aveți un pic până nu o să mai fiți procuror general. Ați făcut o grămadă de rău acestei țări, începând de la mușamalizarea dosarului colectiv și multe altele. Faceți, domnule, un act de dreptate acum pe ultima sută de metri și dați-l afară pe acest procuror. Și cereți-vă, rog frumos, banii investiți în acest caz. Pentru că și să ne spună și de unde a fost adus. Un procuror de la DICOT, adică pur și simplu a făcut de râs această instituție. Pur și simplu, după acest rechizitoriu, niciun om sănătos la cap din această țară care vrea să ducă să sesizeze DICOT-ul cu privire la niște infracțiuni, nu se va mai duce. Va crește infracționalitatea pe crimă organizată, pe rețele de droguri, de prostituție, de trafic de arme, de orice, datorită acestui individ și datorită incompetenței șefilor lui. Și avem tot dreptul să vă tragem la răspundere. De ce? Pentru că noi, cetățenii, vă plătim salariile. Nu invers. Și dacă nu vă faceți treaba așa cum trebuie și așa cum spune legea și așa cum spun regulamentele de organizare a instituției respective, vă desființăm. De ce? Pentru că noi vă plătim salariile. Și să vină și nimeni nu plătește, absolut nimeni nu plătește salarii pentru incompetență. Inadmisibil. Și acum, stimați telespectatori, dragi inspectorii judiciari de la CSM, ascultați. Urechile ciulit. Zice așa. Ordonanță din 29.06.2018. Preda Andrei Bogdan, personajul în cauză, caragialicesc, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciu Teritorial Alba Iulia. Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu numărul de mai sus, constat. O să vă citesc ce scrie acest procuror, apoi după ce terminăm de citit, o să vă spun care este motivul pentru care s-a făcut acest dosar, care este motivul pentru care a fost băgat să cerceteze acest dosar, repet, contrafăcut, făcut la ordin de către acest procuror, ca să înțelegeți care sunt efectele acelor protocoale, concret cu documentele pe masă. Deci, domnul ăsta a constat așa. La data de 6 februarie 2018, organele de cercetare penale din cadrul BCCO Alba Iulia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în data de 27.01.2018, numitul Coltor Raul Nicolae, colegul meu aici de față, le-a predat din proprie inițiativă. Mai repet, e foarte important să fiți foarte atenți la ceea ce scrie acest procuror în acest rechizitoriu. Deci, încă o dată, numitul Coltor Raul Nicolae le-a predat din proprie inițiativă polițiștilor din cadrul IPJ Alba, Poliția Municipiului Alba Iulia, două pliculețe din material plastic neinscripționate, ce conțin o pulbere verde, atenție, ce scrie procurorul DICOT, ce pare a fi cannabis. What? Ce ați spus, domnul procuror? Deci de la începutul rechizitorului, ce ați spus, procuror DICOT? Și nu cunoașteți, nu faceți diferența, nu știți să identificați stupefiantele? Cum adică ce pare a fi cannabis? Păi putea să fie orice. Păi până la urmă este putea orice. Să fie verde de Paris, putea să fie... mă mir că n-ați scris asta. Adică ce... Deci, într-un rechizitoriu, dumneavoastră, domnul procuror Preda Andrei Bogdan, scrieți că... Erau două pliculețe cu pulbere verde. Ce pare a fi cannabis? Ce căutați în DICOT? Trebuia să fiți demis, nu azi, ieri. Numai pentru acest lucru. Dar dacă, de exemplu, nu erau... Că ăsta e un dosar pe care l-ați făcut așa, că vi s-a ordonat. Nici nu vreau să mă gândesc dacă chiar prindeați în mod real un traficant cu droguri de mare risc, cu heroină, și nu știa ce e aia. Zicea că e zahăr de... Zahăr vanilat. Zahăr de salce.
Din procesul verbal din data de 27.03.2018, întocmit de organele de poliție din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, rezultă că în data de 27.03.2018, după ce a fost audiat în calitate de persoană vătămată, deci inculpatul în ghilimele aci de față, suspectul domnului procuror Preda Andrei Bogdan, era parte vătămată. Adică procurorul face dintr-o parte vătămată, dintr-un om care de bună voie găsește niște pliculețe și fiind un bun cetățean, unde le duce? Îi se par și lui suspecte. Nu știe nici el ce e la cannabis, dar omului se par suspecte acele pliculețe. Și din spirit cetățenesc le ia frumos și le duce și le predă poliției Alba. Din spirit cetățenesc și interes de servici. La și interes de servici. La... N-am vrut să o spun eu, am zis că o spui tu. Și se face rechizitoriu. De ce? Că așa vrea seriu. Și o să vedem de ce vrea seriu așa. Bun. Așa, rezultă că în data de 27.03.2018, după ce a fost audiat în calitate de persoană vătămată, în cadrul unui dosar penal, Coltorau Nicolae a predat două pliculețe. Deci, din nou, procurorul care își permite să facă un rechizitoriu, spune din start, adică din start îl scoate nevinovat, pentru că a predat de îndată de bună voie. Nu l-a silit nimeni, n-a fost prins cu acele pliculețe asupra lui, a venit și l-a predat poliției. O mică paranteză. Eu, în decursul vieții, să o numesc așa, eu am predat polițiștilor și procurorilor din Alba, inclusiv arme și grenade. Da, știu asta și dar ai contribuit la destructurarea foarte multor rețele de crimă organizată, de ce să nu o spunem? Dar procurorii respectivi, în momentul în care le-au primit, nu și-au permis să mă facă pe mine suspect. Pa din contră, mi-au mulțumit, mi-au strâns mâna și am mers mai departe. Rețineți, grenade, acte false. Le-am predat toate poliției și procurorilor competenți. Dar să procurorii respectivi... Domnului că mai există și procurori competenți și că nu... Dar eu mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă i-aș fi... cauzat-o la domnul acest Bogdan. Asta mă gândesc, oare ce s-ar fi întâmplat dacă îi predam o grenadă procurorului respectiv? Oare se uita și o desfăcea să vadă dacă e grenadă? Că părea cannabis? Părea ceva, dar nu era sigur ce. Bun. Mergem mai departe. Deci a fost audiat în calitate de persoană vătămată în cadrul unui dosar penal, a predat două pliculețe ce conțin o pulbere verde. Nu mai pare cannabis, acum e pulbere. Nu mai e nimic, o pulbere verde. Păi ce înțelege judecătorul? Deci dacă acest rechizitor ar fi ajuns în fața judecătorului, ce înțelegea judecătorul? Ce înțelegea judecătorul? Ce e aia pulbere verde? Fard de ochi? Acesta a menționat că noaptea de 26-27-2018 s-a aflat în localul Dante și în restaurantul hotelului Cetate din Alba Iulia, unde a consumat băuturi alcoolice, după care s-a deplasat pe strada Septimius Severus. Severus. Să nu dai, te rog, numele persoanei care a fost... Nu, sub nicio formă. Bloc, așa, posibil la apartamentul X, pentru a întreține relații sexuale contra cost cu Y, ulterior adormind, iar când s-a trezit, a găsit în buzunarele gecii două pliculețe conținând pulbere verde. La data de 9 februarie 2018, deci 9 februarie 2018, este important pentru că în decursul rechizitorului, procurorul respectiv confundă și datele. De asta eu cred că cel care este consumator de asemenea să mă ierte. Dar nici bea dacă era și nu putea. Pe o pagină să scrie februarie, pe altă pagină să scrie ianuarie, pe o altă pagină să scrie martie, să fie ba două, după cum o să vedeți, ba două pliculețe, ba unu, ba trei, ba două grame, ba trei grame, ba nouă grame, dar de fapt au rămas 6 grame. 0,6 grame. 0,6 grame. O să vedeți. Așa. La data de 9 februarie 2018, notăm. Organele de cercetare penală din cadrul BCC Alba Iulia s-au sesizat din oficiu DP9DPP2018 cu privire la faptul că în data de 8 februarie, numai noi 8, numitul Coltorau Nicolae le-a predat din proprie inițiativă, deci din nou, el spune, da? Din proprie inițiativă.
polițiștilor din cadrul IPJ Alba, Poliția Municipiului Alba Iulia, un pliculeț ce conține o pulbere verde ce pare a fi cannabis. Din nou. Din nou. Din procesul verbal din data de 8 februarie 2018, întocmit de organele de poliție din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, aici fac o paranteză, polițiștii și-au făcut treaba. Au făcut un proces verbal corect, au luat declarațiile corecte, au audiat martorii, au spus în procesul verbal că inculpatul, în ghilimele, Raul Coltor, le-a predat din proprie inițiativă două pliculețe pe care le-a găsit. Cineva i le-a strecurat, nu? În buzunarul gecii. Deci n-am chiar nimic de reproșat acestor oameni din Poliția Alba care și-au făcut treaba, dar ce te faci cu procurorul? În fine. Așa, rezultă că în data de 8 februarie 2018, Coltor Raul Nicolae a predat un plic ce conține o pulbere verde, despre care a menționat că l-a primit de la un bărbat din Alba Iulia, zona, nu mai spun adresa. Prin ordonanța din data de 13 februarie 2018, s-a dispus reunirea dosarului penal numărul 9 DPP 2018 la dosarul penal numărul 7 DPP 2018. Deci dosarul în care eram persoană vătămată, dosarul în care eram deja suspect. Deci, da, este iarăși, repet, unic în istoria judiciară a planetei. Deci un om este în același timp și parte vătămată, și reclamant, și pârât pentru o faptă pe care el o denunță. Și pe care probe fizice le predau. Pot să mai fac o mică divagație. Domnilor de la Serviciul Român de Informații, știm ce faceți. Știm absolut tot ce faceți. Cu cine? Cu ce? Dom'le, dacă tot vă bate joc de poporul ăsta, găsiți-vă, domnule, niște procurori care să știe să întocmească un dosar penal, un rechizitoriu. Măcar atât. Măcar nu bajocoriți de 10, de 15 ani poporul român, care vă plătește ca să-l apărați și-l bajocoriți. Adică la banii pe care îi primiți de la noi, prin salarii, la banii pe care îi furați din bănci. Nu puteți să plătiți unul care să știe să închege două vorbe și să nu se contrazică la fiecare frază? Deci, mai departe. Prin ordonanța din data de 13 februarie 2018, s-a dispus începerea urmăririi penale IREM. Cum IREM? Telespectatorii probabil nu știu ce înseamnă IREM. Deci, doamnelor și domnilor, un dosar penal se începe IREM când există o faptă, adică este găsit un cadavru într-un șanț și nu avem autorul. Păi noi indicăm autorul, care de fapt este reclamantul, care în același timp este și parte vătămată. Deschidem dosarul, deci deschidem un dosar, îl facem inculpat și pe aceeași faptă noi nu avem făptuitorul, îl deschidem în rem. Domnilor de la CSM, de la Inspecția Judiciară, de la Secția pentru Procurori, rechizitoriul ăsta este o jignire la adresa științei dumneavoastră. Este o jignire la adresa profesiei noastre. Este o jignire la adresa facultății de drept și a profesorilor din facultatea de drept de pe tot teritoriul României și de pe toată planeta. Cum adică în rem? Ca să nu mai spun că în ceea ce privește DICOT-ul, nu există, nu poate fi o faptă, un dosar deschis în rem. De ce? Pentru că cei de la DICOT, prin traficantul cu droguri, în fapt, că de-aia li se și fac flagrante. Păi de ce are făptuitorul? Deci cum să fie în rem? Sau, eu știu, traficanții de arme sau rețelele de prostituție? Sau fraudele. Păi domnul ăsta a reinventat un cod penal care, cel puțin mie, îmi încurcă creierii în cap. Nici nu vreau să mă gândesc cum i-ar fi încurcat unui judecător. Sau unui cetățean care s-a bătut. Da, da. Deci despre asta este vorba. Dacă acest rechizitoriu nu îi se făcea unei persoane care vine din mediul militar, care știe codul penal, care știe legile, care a apărat această țară și acest popor
Și se făcea, se înșena această nebunie, că este o nebunie, unui cetățean simplu, unui om de la țară. Se sinucidea, nu? Păi da, și poate. Nu că n-am avea și exemple în care să chiar oamenii chiar s-au sinucis. Se sinucidea în momentul în care vedea schimbarea încadrării din persoana vătămată. Da, deci vine omul, găsește o armă pe drum, găsește un plic de heroină, găsește ceva, se duce unul de bună credință, zice, Dumnezeu, asta ține de competența dicotului, că avem dicot. Hai că zicem că sunt corupția de la DNA și sunt. Dar și dicotul, domne. Doamne, dați-mi voie să fac o mică paranteză. Incredibil. Eu am predat niște date unor polițiști. 10 persoane la masă, 10 polițiști în sediu poliției, din punctul meu de vedere, perfect legal. Predarea s-a făcut legal, primirea s-a făcut ilegal. Adică persoanele respective și-au însușit datele respective și aici ajung la, din nou la sistemul de monitorizare Monsanto, conturi bancare, mă rog, nu contează. După ani de zile stau de vorbă cu un polițist care cunoaște faza respectivă, mă rog, ei vorbesc între ei acolo și efectiv omul, eu încercam să-i aduc omului la cunoștință. Bine, mai ole, predarea s-a făcut legal, primirea s-a făcut ilegal. Pentru că eu am respectat absolut toată procedura normală, m-am dus la poliție, m-am dus la colțul străzii, nu i-am chemat acasă, exact. Am chemat de la București, am chemat de la Alba Iulia, am chemat din mai multe părți. În cadrul oficial al biroului de poliție. Știți care a fost răspunsul polițistului? Bine, dar a fost răspunsul polițistului pentru că efectiv nu avea alt răspuns ce să-mi dea. Păi da, dacă le-ai predat, înseamnă că ai fost un fraier. Deci ca și când aș fi predat o grenadă găsită pe drum... Doamnelor și domnilor, așa funcționează instituțiile statului. Deci asta este mentalitatea unui polițist cu 20 de ani de experiență. Păi nu, dar e și mentalitatea procurorului și e și mentalitatea șefului poliției care ține un asemenea polițist. Deci efectiv mi-a râs în față și mi-a spus, păi te-au fraierii polițiștii. Păi cum m-au fraierii polițiștii în momentul în care eu dau ceva în slujba cetățeanului? Pentru a se face, nu știu, a se face ceva, se face probabil de-a-te. Lucrurile astea se fac cu scopul. El era bucuros că m-a fraierit și acele persoane au reușit să însușească datele respective pentru ei și să le folosească în sediu poliției. Cu 10 marcă. Statul mafiei român. Doamnelor și domnilor, vorbim despre statul mafiei român, despre o mafie care s-a infiltrat în toate instituțiile statului. Cu ajutorul acestui serviciu român de informații. Nu instituții în sine. Sunt în SRI și o grămadă de oameni în toată țara. Competenți. De oameni absolut admirabili. Care înghit multe. Și care tac. Cărora le sunt amenințate soțiile. Cărora le sunt amenințați copiii. Și tac. Și mai tac dintr-un punct de vedere că n-au ce să facă. Și nu pot să-i denunțe pe șefii ăștia ai lor. Știți de ce? Pentru că legea siguranței naționale, aia veche, care nu s-a schimbat nici acum. Noi funcționăm după legea din 91. Când, Dumnezeule, au trecut 27 de ani, 28 de ani din 91. Nici măcar în contextul internațional nu mai regăsim cutumele de atunci. E, în legea siguranței asta, după care se funcționează acum un serviciu român de informații, asta, din 91, se spune foarte clar. Ofițerul de informații care, în mod public, el lucrând la SRI, vrea, în mod public, să denunțe abuzurile săvârșite asupra lui sau infracțiunile săvârșite asupra țării de către șefii lui ierarhic superior, este pasibil de 25 de ani de pușcărie pentru încălcarea siguranței naționale. Asta spune legea siguranței naționale. Prin urmare, sunt și oameni în SRI cu funcții mici sau fără funcții, oameni care veghează zi de zi ca cel puțin granițele să fie în siguranță. Și oamenii ăștia nu pot vorbi, pe de o parte, pentru că șefii lor, de la cel mai înalt nivel, le amenință copiii, soțiile, părinții, că oamenii nu se mai tem că își pierd locul de muncă. Deja s-a trecut la un mod de acțiune în stil mafiot. Cosa noastră. Dar mai mult decât atât, ei dacă vin și denunță lucrurile pe care ei le văd zi de zi, infracțiunile pe care ei le văd zi de zi, că le săvârșesc acești șefi ai lor, ei intră în pușcărie 25 de ani. Ca încălcat legea siguranței naționale. Păi, domnilor parlamentari, și pe noastră vă plătim să faceți niște legi. Eu personal, de 5 ani, cred că vă zic,
Acum domnul general Dumitru Iliescu a spus și comisiei, schimbați legea, faceți o lege nouă a siguranței naționale. Dacă domnilor parlamentari nu sunteți în stare să faceți, că nu vă pricepeți, că nu veniți din domeniul ăsta, lăsați-ne, domne, pe noi, pe specialiști, să facem legea asta a siguranței naționale, cu tot cu mod de organizare a serviciilor secrete. Ca să terminăm odată cu asemenea cazuri. Să continuăm distracția. Continuăm distracția, da. Prin ordonanța din data de 13.02.2018 s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. Ce elemente ar trebui să constituie, ce elemente ar trebui să fie prezente pentru a se putea pune un cap de acuzare de genul acesta? Păi, în afara faptului că banii? Un cap de acuzare este, numai puțin, un primul cap de acuzare din prima filă a acestui rechizitoriu, acolo unde procurorul ăsta spune că pare a fi cannabis. Și în primul rând este disciplinar, afară. Nu cunoaște aspectul și natura stupefiantelor. Cum adică pare a fi cannabis? Și stați să vedeți că mai departe bate câmpii cu grație și să vedeți ce iese din cannabis. Traficul, deci, ar trebui să fie făcut între cel puțin două persoane. Sunteți de acord? Sigur că da. Și atunci, dacă eu sunt vânzătorul, cine a fost primitorul? Și implică întotdeauna, implică întotdeauna și flagrantul. Okay. Păi primitorul cine a fost? A fost poliția, poliția română. Deci, domnilor și domnilor, domnul procuror noastră, care sunteți noastră de la Alba Iulia, și ați condus pe aici un parchet al curții de apel și v-ați umplut CV-ul cu tot felul de specializări mai mult sau mai puțin reale. Că ziceți că sunteți mare expert în drept penal. Domnule, pe dumneavoastră nu vă deranjează prostia acestui procuror? Deci, între cine s-a făcut schimbul? Traficul. De pliculețe, de ceva ce pare a fi cannabis. Între cetățeanul Coltor și poliția română, domnule. Într-un birou al poliției române? Într-un birou al poliției române. Din proprie inițiativă? Din proprie inițiativă și cu proces verbal făcut de bieții polițiști. Că... Deci, eu să înțeleg așa. Colegul meu era traficantul, de ceva ce părea cannabis. Poliția era consumatorul. Și poliția era consumatorul. Să știți că s-a schimbat ordinea. Mai fac o paranteză, în urmă cu câțiva ani, și există, sunt martor la chestia asta, poliția, BCC Alba, ofițerii de la BCC Alba, mie îmi cumpărau droguri. Efectiv, îi puneam să-mi cumpere droguri, droguri care din nou ajungeau pe masa procurorilor. Dar aceleași droguri ajungeau și în rețelele de prostituție cu minore, care efectiv erau drogate de polițiști și folosite prin municipiul Alba Iulia, prin pensiunile protocolare. Dar nu e vorba de acele rețele păstorite de Serviciul Român de Informații? Păstorite? Sau... păstorite puțin spus. Da. Da. Deci efectiv, acum s-a schimbat, s-a făcut rocada. Poliția cumpără de la mine, nu mai îmi vinde mie droguri. Eu cred că consumatorul este acest procuror. Deci, repet, oricât ar fi de incompetent un procuror, ne punem întrebarea, domnul, a cui pilă e? Adică a fost luat, da, a făcut vreo facultate de drept? Sau poate a cui fiu e? Al cui fiu, al cui amant, al cui, nu știu cum să-i spun, nu mai contează. Dar și incompetent, dacă era, domne, nu scria aceste aberații. Le putea scrie doar dacă era sub influența băuturilor alcoolice, sau sub influența drogurilor, a ceva ce părea cannabis sau heroină sau mai știu ce, ori are nevoie de un control psihiatric. Sau... pentru că un om din ăsta nu are ce căuta în parchet și mai ales la dicot. Păi să ne pomenim că ia oameni de pe stradă, că, nu știu, își aprinde o țigară și consideră că e ceva iarbă. Păi pare a fi ceva. Pare a fi ceva, nu? Mai departe. Prin ordonanța din data de 9 martie 2018, în ce dată, domnul procuror? Pe copaci înainte a scris că
că a fost dată nouă a doua a 2018. Acum ați dat-o pe nouă a treia a 2018. Dom'le, deci aveți o problemă și îmi dau seama din tot citind lucrul ăsta că sunteți și atemporali. Nu aveți proprietatea timpului, nu aveți proprietatea datelor, nu aveți proprietatea spațiului în care vă aflați. Sunteți dezorientat în timp și spațiu. Ce putea înțelege un judecător dacă ar fi ajuns dosarul în fața unui judecător? Dar n-a ajuns, de ce? Pentru că știați că e o făcătură. Dar dacă ajungea? Dacă vă ordona seriu, bagă-l băi în instanță. Ce judecătorul respectiv? Păi îl lua capul, îl luau nervii. Se sinucidea judecătorul că nu mai înțelegea nimic, domnule. Se simțea jignit și umilit. Ori februarie, ori martie. Dar sunteți nehotărâți până la sfârșitul rechizitorului. Ba așa, ba așa. Ce ați consumat, domnul procuror? Domnilor care l-ați băgat pe procurorul ăsta în dicot, dumneavoastră ce ați consumat? Că de-aia de multe ori zic că ar trebui băgat obligatoriu examen, nu psihologic, psihiatric. Și la procuror, și la judecători, și la oia din SRI, și la președintele țării, și la parlamentar, și la toți. Că ne pomenim cu fel de fel de glumezi din ăștia, care în mod normal ar trebui să stea, să mă dea în judecată, să mă dați domnul procuror în judecată, care ar trebui să stea pe la Socola, pe la Jebel sau pe la Spitalul Nou în București, că fac rechizitorii și nenorocesc oameni. De ce? Că au semnat ei protocoale cu niște corupți din Serviciul Român de Informații. Ca să ce? Să nenorocească oameni care au ceva de spus despre corupție din Serviciul Român de Informații. Și hai să le astupăm gura cu fel de fel de hârtii. Că ar trebui să învăț cetățenii acestei țări să ne constituim în parte vătămată domnilor procurori, care faceți parte din protocoale, să ne dați banii, pentru că din banii noștri, inclusiv hârtia asta, ați consumat hârtia din banii mei, din banii cetățeanului român, nu din buzunarele noastre. Mai departe. Da. Prin ordonanța din data de 9 martie 2018 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul Coltor. Deci, partea vătămată s-a extins. A devenit suspect. De ce? Stați să vedeți de ce. Că am găsit niște pliculețe și la... Nu. S-a extins. Nu, inițial. Inițial, deci, ok. Am citit până aici ca să înțeleagă telespectatorii că ce mai departe e crimă și pedeapsă. Așa. S-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul Coltor Raul Nicolae pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuarea fără drept de operațiuni cu produse. Cu ce? Produse. Ce produse? Ceapă, morcov, castraveți. Ce produse, domn procuror? Lactate. Ce produse? Sunteți procuror la dicot. Știți cum arată heroina? Știți cum arată cannabisul? Substanțe, domnule procuror, nu produse. Măcar pentru faptul că se pare că le consumați. Așa, de operațiuni cu produse, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive. Pe de unde să știu eu dacă nu știa nici el? Păi nu, dar acum să mă ierte Dumnezeu, dar probabil că se uită și medici la medici, la emisiunea noastră. Și cu ziua asta se uită. Ei, dacă îi spune unui medic un produs cu efect psihoactiv, zice fără să clipească ceapa. Ceapa. Ce făcea, domnule, făcea trafic cu ceapă? Ceapa este unul dintre produsele alimentare cu efecte psihoactive. Domnul procuror. Deci e noaptea minții. Așa. Prevăzută de articolul 16 aliniatul 1 din legea numărul și trafic de droguri de mare risc. Păi, doamne, era vorba de două pliculețe. Deci, din nou, într-o singură frază, acest domn procuror, am uitat cum îl cheamă. Preda. Să mă ierte. Sunteți așa de celebru, dacă fac eu celebru acum. Preda Andrei Bogdan. Preda Andrei Bogdan. Acest procuror, într-o singură frază, da, face din parte vătămată, din cetățeanul corect care a venit să predea niște lucruri de care trebuia să se ocupe statul român. Și să se sesizeze de infracțiune. De ce?
că el a predat două pliculețe cu cannabis. Nu știm dacă e cannabis, că nu știm nici procurorul ce e. Și, pe de o parte, a săvârșit infracțiunea de folosire, de utilizare, de schimb, cum zice el aici, de operațiuni cu produse cu efect psihoactiv, una la mână, și doi la mână a mai făcut o infracțiune. Trafic de droguri de mare risc. Păi, domne, lucrurile se învârt în jurul acelor două piculețe. Ce să înțeleg? Că într-un piculeț erau fulgi de ceapă, că sunt psihoactive, și în piculețul ălalt era drogul de mare risc, cannabis. Alo, domnul procuror, cannabisul nu este drog de mare risc, este drog de risc. Corect. Heroina este drog de mare risc. Știți? Păi nu știți, că n-aveți de unde să știți. Că ați fost băgat în sistem de Serviciul Român de Informații ca să scrieți prostiile pe care le scrieți, să-mi consumați mie banii de cetățean pe hârtiile astea. Mai departe. Din raportul de constatare tehnico-științifică, numărul cutare, reiese că cele două pliculețe predate de Coltorau Nicolae, data de 27.3.2018, sunt constituite din 0,2 grame fragmente vegetale. Ce conțineau cele două pliculețe? Posibil marihuana, pulbere și acum fragmente vegetale. Bine. Ceai? Frimituri de pâine? Ce fragmente vegetale, domnule? Mușețel. Mușețel? Ei da, că avea culoarea verde. Ceai de izmă? Cum se zice la mine, partea Olteniei, se pare că a fost busuioc și îl odrez busuiocul cu cazul ăsta. Dar, stimați telespectatori, deci, pliculețele alea, zice el aici, în fraza asta, că sunt constituite din 0,2 grame, fragmente vegetale. Să vă spun de ce e important gramajul. Mai departe. Fragmente vegetale pe care s-a pus în evidență compusul 5-FMDMB... O denumire? Compus care face parte din clasa canabinoizilor sintetici și este calificat în raportul anual al MCDA Europol 2015 privind implementarea deciziei, și o luăm cu comitetele și comițiile ca și Trahanache. Dom'le, deci, încă o dată, facem raport tehnico-științific pe ceva care seamănă ba cu marihuana, ba cu cannabisul, o fi, n-o fi, fragmente vegetale, fulgi de ceapă, pulbere de nu știu ce, și ce găsim la expertiza tehnico-științifică? Niște fragmente! Deci, încă o dată, erau 0,2 grame. Dragi telespectatori, vizualizați ce înseamnă. În alea 0,2 grame s-au găsit niște fragmente, adică la microscop. De ce? De niște compuși cu urme de produse canabinoide. Păi Dumnezeule, și există medicamente în industria farmaceutică care folosesc cantități de cannabis, morfina. Dacă li se face expertiza tehnico-științifică, au urme din aceste... Tot nu mi-a lămurit. Mai departe. Așa. Totodată, din același raport, reiese că plicul predat... Doamnelor și domnilor, atenție! Deci au fost 2 grame în alea două plicuri. 0,2. Zice el, 0,2 grame. Mai departe zice așa. Din același raport, reiese că plicul... Al treilea plic. Deci nu mai sunt două. Al treilea. Da, al treilea. Că plicul predat de Coltorau Nicolae, data de 8 februarie... Nu! Erau două plicuri, da? Din două au rămas un. Nu, nu, el face referire la al treilea plic acolo. Asta o să spunem mai departe, dar okay. Telespectatorii trebuie să... Noi știm. Corect, am înțeles. Noi știm ce urmează, dar trebuie să lămurim și telespectatorii. Deci, din alea două plicuri, procurorul face unul singur. Din alea două grame face trei. Deci două plicuri aveau 0,2 grame, un singur plic avea 0,3 grame. Aici, probabil că o să înceapă să jură profesorii de matematică. Nu?
Așa, predată în data de 8 februarie 2012, deci iarăși este în 8 februarie, nu mai este în martie, este constituit din 0,3 grame cannabis în amestec cu tutun. Iată, stimați telespectatori, că a intrat în scenă și tutunul. Cât cannabis, cât tutun? Cât cannabis, cât tutun. Câte grame? E adevărat că îs anumiți oameni, precum acest procuror, precum șefii lui care l-au pus să fie procuror la DIPOT, pentru care în 2 grame, în 0,2 grame de ceva, intră 0,3 grame de altceva. Domnul procuror general al României, nu vă e rușine? Domnul procuror, șef al DIPOT-ului Alba Iulia, nu vă e rușine? Doamna procuror. Doamna procuror. Că o să vorbim noi și de doamna procuror. Că e alt caz acolo. Dar nu vă e rușine? Mai departe. Aventura continuă. După ce a fost prezentată calitatea de suspect, Coltoraul Nicolae a arătat că nu dorește să dea declarații. Păi, domne, la așa ceva, ce mai poți să spui? Ce să declari? Eu am dat declarația la IPJ. La poliție, da, s-a dus omul. A dus ce a găsit în buzunar. Iar din declarația mea de la IPJ nu este nici măcar o frază inclusă în acest rechizitoriu. De ce declarații sunt mai dea? Omul s-a dus și a făcut datoria cetățenească, s-a dus acasă. Pe mine m-a buhnit râsul când mi-a prezentat asta, sincer, și am spus, domnule, descurcă-te, Dumnezeu ți ajute, ne întâlnim în instanță. Nu știu, dar parcă mie mi-e rușine, îmi crapă obrazul și de vieții polițiști care... Pentru că indirect, procurorul ăsta, o să vedeți încheierea. Încheierea este apoteotică. Da, la surpriza pentru atunci, dar mie personal, mie ca cetățean, îmi crapă obrazul de rușine în fața acelor polițiști care au primit ce l-a adus cetățeanul Coltor, că a găsit în buzunar și a predat la poliție. De ce? Pentru că din rechizitoriul acestui inconștient și incompetent rezultă că poliția română consumă droguri, domnule. Am făcut trafic. Păi eu stau și mă gândesc la altceva. Domnilor ăștia de la SRI, de pe aici, de prin București, care sunteți? Care sunteți pătați? Care sunteți corupți? Care sunteți mafioți? Și ați făcut din procurori asemănători vouă alți mafioți. Doamne, nu cumva scopul unor asemenea acțiuni este de a slăbi autoritatea poliției române? E cum, domnule? Un om duce la poliție, poliția e corectă, face un proces verbal. Ia o declarație. Ia acele pliculețe, putea să fie și eroină. Domnule, polițistul le ia, le registrează la el acolo, nu le fură, nu le bagă în buzunar polițistul. Ori din acest rechizitoriu ce rezultă? Că a existat un traficant, adică cetățeanul corect, și consumatorul, adică poliția română. Păi care este scopul? Să distrugeți poliția română? Aia care mai e? Credibilitatea ei în fața cetățenilor? Păi după un asemenea rechizitoriu, ce cetățean al României mai are curaj să se ducă să denunțe ceva? Sau să predea ceva. Sau să predea ceva. Dar dacă se ducea, vedea o crimă. Și se ducea la poliție și spunea, l-am văzut pe criminal. L-am identificat. Sau pur și simplu ducea criminalul. Ce făcea? Era acuzat de crimă? Sau obiectul crimei. Era acuzat de crimă, nu? De ce? Că așa vrea SRI-ul. Și o să vorbim despre ce, de ce vrea SRI-ul așa ceva. Mai departe. Fiind audiată, martora X a declarat că undeva pe la jumătatea lunii ianuarie 2018 a postat un anunț prin care menționa că oferă servicii de masaj. Într-una dintre seri a fost contactată telefonic de către Coltoraul Nicolae, prilej cu care au stabilit să se întâlnească în jurul orelor 24 la locuința martorii. Conform înțelegerii, Coltoraul Nicolae, împreună cu încă o persoană, s-a prezentat la domiciliul martorii. Acesta era într-o stare avansată de ebrietate, în timp ce prietenul său era lucid. Deja, domnul procuror
face beletristică. Ce relevanță avea că unul era beat și altul lucid? Ce relevanță avea în cazul ăsta? Apropo, și martorul lucid a dat declarație. Și martorul lucid a dat declarație că nu se regăsesc în acest rechizitoriu sub nicio formă. La un moment dat, deci deja de mine poezie, la un moment dat, Coltul Raul Nicolae și-a dat geaca jos, să mă scuzați, stimați telespectatori, dar după cum a prezentat domnul ăsta rechizitoriu, eu credeam că o să zică că și-a dat pantalonii jos. Era super dacă scrie așa. E, cred că, singurul adevăr pe care l-a spus în acest rechizitoriu. Cum a intrat într-o casă, da? Și-a dat geaca jos. Și, într-adevăr, eram în stare de ebrietate. Bun. Bun, dar asta nu e infracțiune. Nu, da. Atât e adevărat din tot. Așa. Iar din buzunar i-a căzut telefonul. Trei pliculețe de plastic transparent. Trei, nu două. Nu, un. Că în ultima frază, mai sus, era un. Deci, două pliculețe cu câte 0,2, împreună având 0,2 grame. Prima dată. Pe pagina anterioară. Pe pagina asta, la altă, în aceeași pagină, nu mai avem două pliculețe. Avem un de 0,3 grame. După care, nu mai avem unul, avem trei. Să ne uităm și la gramaj. Așa. De 0,3 grame cannabis în amestec cu tutun. Care a apărut în 9 aprilie de la poliție. Da. După ce i-a fost prezentată calitatea de suspect, Coltorau Nicolae a arătat că nu dorește nici acum să dea declarații. Ce declarație era să vă dea, domnul? Ce declarație era să vă dea? Ce om sănătos la cap ar mai putea da vreo declarație sau să spună ceva în afară de a vă spune la pușcărie, domnul procuror? La pușcărie. Haideți să facem în felul următor. Dă-mi voie, te rog, să-ți prezint un context care nu l-am prezentat până acum. Să înțeleagă telespectatorii de ce s-au făcut aceste muzei. Și o să continuăm analiza pe text în emisiunea următoare. Dar telespectatorii trebuie să înțeleagă un lucru. După cum o să vedeți pe parcurs și o să luăm, o să facem analiza pe text, doamna Reis a indicat foarte clar că procurorii ascultă ordinele serviciilor de informație. Dar aici este un context mult mai sensibil. De ce? Soțul procurarei șefe din DIICOT, adică doamna Ionela Denisa Florea, soțul acesteia, Florea Cristea... Este domnul care a mai făcut un dosar? Da. Se află într-un dosar denunțat, victima unui denunț din partea mea pentru trădare, pentru complicitate la fraudă, pentru constituirea unui grup infracțional, iar acest domn procuror, efectiv eu pot să demonstrez în instanță și mă tot rog de instanță să mă audieze, acest procuror a răspuns direct ordinelor șefului serviciului secret din cadrul ambasadei Statelor Unite ale Americii din moment Darren White. Practic, această tentativă de discredita și discredita. Dar face și înșelări care să vă... Ea face tot ceea ce poate și tot ceea ce stă în putere ca eu, în momentul în care voi ajunge vreodată audiat de vreo instanță, de vreun parchet... nu dezvălui infracțiunile pe care... Soțul dânsei le-a făcut la un moment dat. Așadar... Ăsta este motivul principal pentru care se întâmplă lucrurile astea, dar bineînțeles, procurarea Ionela Danisa Florea este pe lista acoperiților din parchete, împreună cu soțul ei. Despre asta va trebui să continuăm în emisiunea viitoare. Și clar este ei doi nu sunt parteneri de nădejde ai Serviciului Român de Informații, pentru că în momentul în care spunem Darren White, Ambasada Statelor Unite, spunem și locul în care s-au încheiat protocoalele între Serviciul Român de Informație și Justiția Română și parchetele românești. Atât pentru seara asta. Continuăm într-o emisiune viitoare. Dragi telespectatori, vă mulțumim și ne revedem curând. La revedere!